Deci cum să-ți bați joc de un om în asemenea hal și după aia să vii și cu perfidia asta, da? Cu intoleranța asta pe final. S-a văzut un pic bucuria și pe cioclii ăștia ai națiunii de astăzi, cum, hai domnule, că totuși acum îl ducem la groapă, de acolo sigur nu mai iese. Nu vom mai avea nevoie de el niciodată, da? Plecăciunile astea, totul pentru un mort. Românul dând încă o dată dovada că pentru un viu, pentru lumea care există, el este incapabil să facă ceva. Este o rușine pentru noi toți. Este o rușine monumentală. Să vede că suntem niște milogi, să vede că suntem niște cerșetori, stăm numai cu mâna întinsă, pentru noi numai ipoteticul ăla de Dumnezeu există, de care ne batem joc, nota bene, pe care îl maltratăm în fiecare zi, pentru că noi furăm căciula, da? Ne dorim să piară vecinul, facem toate potlugăriile posibile, avem toți penalii eligibili și acum cu noile legi ale justiției cu atât mai mult, da? Cu cât ești mai hoț, cu atât totuși mai bine. Care Dumnezeu în condițiile astea? Deci numai o milogeală fără niciun ecou. Asta este România. Și atunci, sigur, ne-am priceput, atât am putut să facem pentru omul ăsta. Să-l ducem cum să cuvenea la groapă. Este o rușine. Încoate o spun, o rușine pentru tot cetățeanul român, pentru toată suflarea românească, pentru diaspora, pentru oricine. Cei care s-au lepădat de cetățenia română, bravo lor. În contextul ăsta, ei sunt absolviți de crimă. Este o bătaie de joc la adresa istoriei acestui popor. Bun. Deci asta, doamna Firea, este iarăși o spoială de decizie. Știți de ce o faceți? Evident că noi o știm, o simțim. Da, este ca lumea peste timp să spună, da, mandatul doamnei Firea, PSD-ul era la putere când a numit parcul Herăstrău. Și partea aia frumoasă, aproape aristocratică, din șoseaua Chiselef, piața Presei Libere, Arcul de Triunf, una dintre cele mai frumoase zone din București. Asta-i poartă numele, ați văzut că totuși ei erau responsabili. Ce să facă doamna Firea dacă în 1990 n-avea putere de decizie? Nu e vorba de asta. Este o ticăloșie de tipul Adrian Năstase, care astăzi când vorbim despre Uniunea Europeană, ridică două degete din fundul sălii și ne spune eu am fost acolo cu... Ce vorbești, mă, că tu nu știai nici să te bărbierești? Tu vii să ne ții lecții despre istorie? Tu care ai făcut din PSD moșia ta? Acum sunt unii Cătălin Ivan ăla care vin și ne spun și domnule, Liviu Dragnea ăsta un specimen absolut unic și a bătut joc de istoria PSD, da? Iertați-ne, PSD-ul n-a avut în toată povestea poveștilor lui un nătărău mai mare ca Liviu Dragnea, un escroc mai mare, un bandit mai mare. Păi cum, bă? I-ați și uitat pe bandiții trecutului? Liviu Dragnea este decât un epigon. Liviu Dragnea este un epigon. Adrian Năstase a tratat PSD-ul ca pe moșia lui și România ca pe sufrageria lui. Dă dracu pe Liviu Dragnea, nu reprezintă nimic la scara istoriei. Cum iată nici DRBD-ul de Victor Ponta n-a reprezentat nimic. Ce a făcut Victor Ponta? Erau măscărici. Da? Nu, Adrian Năstase, tată. Sigur, înaintea lui Ion Iliescu. Ion Iliescu, care l-a făcut boșoroc pe regele Mihai, de exemplu, atâta viziune avea. Lasă că o să te facem și noi, maestre. Când o să te duci pe lumea aialaltă, o să rămână coana în mina, ea o să ne îngroape pe toți. Uite, ăsta-i pronosticul meu. Da? Ion Iliescu se va duce la un moment dat și va rămâne coana în mina asta, nealtuită așa, până la sfârșitul veacurilor. Dar o să vedeți atunci de ce o să aibă parte soțul dumneavoastră, tovarășul Ion Iliescu, da? Bun, deci încă o dată neinspirată alegerea cu parcul Herăstrău, care își merita acest nume și regele Mihai putea să intervină într-adevăr cu toată aura sa și cu toată partea de istorie care este dedicată într-un loc care îi se potrivea mai bine. Proiectul legii privind statutul magistraților a fost dezbătut și votat astăzi, un adevărat circ, evident, această inițiativă fiind adoptată cu 80 de voturi pentru și 0 împotrivă, Noua Zeelandă parcă ne-a mai bătut la rugby așa. Ne-a dat odată un 79-0, dacă nu mă înșel eu. La asta te duce cu gândul proiectul legii privind statutul magistraților. 80 la nimic. Asta pentru că senatorii opoziției au ieșit din sală. Dezbaterile, sigur că au fost presărate cu incidente. Senatorii USR au ocupat tribuna plenului Senatului, în timp ce C.P. Tăricianu,
CP, da? De la Communist Party, avea un discurs despre instituții de forță și despre faptul că e necesară o nouă lege privind statutul procurorilor și judecătorilor. Partidul Securității îl vedem azi pe scenă, le-a spus Tăricianu celor din sală, senatorul USR Mihai Goțiu, omul nostru, practic singurul individ care a reușit să intre în această emisiune. Mihai Goțiu, da, sigur, conjunctural, întrucât încasase o bătaie de la Mirel Palada în acest platou, vă reamintesc că a adus o petiție cu 65.000 de semnături și un mesaj din partea societății, care încercau să transmită un mesaj către parlamentari. Deci util Goțiu, senatorul USR, useristul încercând să vorbească de la tribuna Senatului, n-a fost lăsat de președintele CP Tăricianu, așadar a luat portavocea și s-a făcut auzit, gestul lui l-a enervat și mai rău pe miliardarul din Senat, cel care i-a pus pe chestorii Senatului să-l oprească pe Goțiu. Da, securitatea ar fi așadar USR-ul, securitatea, ce termeni, bă, ce oameni să te conducă ăștia, n-au proprietatea termenilor, cum să compar securitatea cu USR-ul? USR-ul care în momentul de față e un partid care și-a pierdut capul. E ca o insectă din aia care i-a retezat capul cu un cuțit. Și se mai învârte așa, dar nu mai înțelege pe ce lume e, ce ar mai putea să facă, cum s-ar mai putea regenera. Ce să vii să-i compar pe ăștia cu securitatea? A fost o opțiune USR-ul. După părerea mea și astăzi este una. Da? Astăzi, dacă vrei să intri într-un partid politic, să zicem că ești un cetățean de pe stradă, neutru. Păi vrei să te înscrii într-un partid politic, în care partid te-ai putea duce? Dacă vrei să te duci într-un partid, trebuie să te duci în USR. E clar, unde te duci? Te întreb și eu, cinstit. Bă, vorbim de oamenii cinstiți, da? Nu de lichele de-astea care vin la televizor sau de tot felul de îmbuibați care nu știu nici să se semneze. Vorbim de oameni corecți, cinstiți. Unde te duci? Singura opțiune validă este USR-ul. E limpede, da? Da, în păcate, acest partid, avem convingerea chiar că a trăit perioada de glorie. În momentul de față merge spre decadență, spre zadarnic. Sigur, a fost o perioadă foarte scurtă aia, dar o perioadă interesantă, destul de dinamică la momentul respectiv. Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a declarat că din luna februarie, deci de notat, când se va termina cu transpunerea în legislație a directivei europene privind prezumția de nevinovăție, Partidul Social Democrat vrea să înceapă discuțiile pe codul penal și codul de procedură penală, unde are aproape 60 de amendamente făcute de judecători și în consultare cu profesori de drept. Asta înseamnă că, printre altele, nu vom mai vedea la pușcărie pe nimeni. Iată ce se spune, eu am anticipat și am făcut o inițiativă legislativă de modificare a codului de procedură penală, prin care toate faptele care vor fi condamnate până în 3 ani, mai puțin cele cu violență, proxenetism, viol, să fie pușcărie la domiciliu. Bă, aici, stând un pic și gândindu-ne mai bine, gândindu-ne rațional, da, bă, nu trebuie să fim noi mai catolici decât papa în anumite situații, trebuie să ne vedem și propriul interes, ne-ar putea servi. Nouă, oamenilor de rând, oamenilor simpli, iată, putem să ajungem într-o astfel de situație cu toții. În afară de viol, de proxenetism și de violență. Adică violența nu e exclusă în viața unui om, asta se poate întâmpla și unui om serios, aibă un moment ăsta de rătăcire. Totuși proxenetismul și violul sunt excluse, în mare, vorbesc în situații obișnuite, deci ne-ar putea servi tot ce este sub 3 ani sau până în 3 ani, în mod normal, dacă ești un om corect, cinstit, te prinde cu o faptă de asta, nu-ți plătești impozitul sau nu știu ce, nu achiți la timp, nu-ți dă mai mult de 3 ani, că nu ești recidivist, ești o persoană bine încadrată în societate, ai familie, ai copii, ești exemplar în toate dovezile, toate catastifele care există, bă, stai acasă 3 ani, stai pe balcon, stai cu geamul deschis, sigur, nu te deplasezi, nu poți să faci, da, nu e o nenorocire. Deci iată că până undeva e încercând absolut să se protejeze din toate pozițiile acești indivizi, cum adică Cătălin Rădulescu, deputat PSD, cum să vină ăsta să schimbe legile unei națiuni. Evident că sună hilar, dar până la urmă de lucrul ăsta pot să profite și oameni sănătoși. Nu numai putregaiul ăsta, la care evident
în proporție 99,9% să face referire. Că de asta stau ei peste program. De asta vor să voteze în o coordonanță de urgență. Nu că să gândesc la țară. Este o frică teribilă de pușcărie. Numai că să știți ceva. Și aici e o chestiune foarte complicată. De ce un judecător, de exemplu, după toate modificările astea, să spunem că prin luna aprilie sau mai, totul va fi pecetuit, îngropat, da? Gata. Codul de procedură penală va fi modificat absolut, nu se mai putea face nimic, nu mai există nicio posibilitate de recurs, doar aia care urlă în stradă sau pe la cancelariile europene. Bun. Judecătorii așadar vor trebui să aplice noua lege. În toate situațiile nu mai este niciun risc aproape pentru hoții de la putere, care, sigur, vedeți, nu vor să facă absolut nimic. De asta nici nu s-au apucat de treabă cu drumurile, cu nimic în acest nou mandat. Ei nu-i interesa decât asta, să scape definitiv de sub gheara legii. Dar dacă judecătorul, de exemplu, nu respectă legea? Ei, v-ați gândit un pic la chestiunea asta? Nu spunând așa. Nu. Pentru că întotdeauna legea este ușor interpretabilă. Nu există o lege de o rigiditate absolută. Dacă judecătorul vei ajunge, da, cum a ajuns fișcuci ăsta, să fie trimis în judecată pentru prejudiciu, că și asta cu prejudiciu, și că gata, dacă vei plăti prejudiciu, asta e, ai fost prost, te-au prins. Să zicem, ai furat 185 de milioane de euro și te-au prins. Știți ce va fi? Plătești prejudiciu, dai bani înapoi și nu primești nicio zi de pușcărie. Da? Sigur că dacă nu te prindeau, erau banii tăi. Dar dacă te-au prins, îi dai înapoi. Se presupune că nu ești la prima șpagă când te-au prins. Ai luat o șpagă de 185 de milioane de euro. Bă, dai banii înapoi, asta e. Asta nu înseamnă că după aia nu mai poți să furi. Dar îți iau banii ăia, să zicem. Bine, vor face ei cumva să nu-ți ia chiar pe toți. Să-ți rămână o ciozvârtă de vreo 60 de milioane. Dar restul trebuie să-i dai. Asta e, să vă spune de acum ce vreți. Da, deci absolut orice va fi călcat în picioare. Bun, dar dacă judecătorul vine, vă întreb eu, prostănacilor ăstora din Senat și din Cameră, dacă judecătorul rămâne independent, să avem pardon, da? El nu trebuie să dea socoteală. Sigur că e de socoteală legii, dar legea e oarbă. Legea nu e cu masca lui Codrin Ștefănescu. Da, este legea, e litera legii. Dacă el se preface că nu înțelege, vă v-ați gândit la asta? Și îți dă 15 ani de pușcărie. Vorba lui Silviu Mănăstire, îți dă cu două cifre. Ce faci? Te întreb eu, ce faci? Te duci, faci cum contești, da? Și dacă n-ai câștig de cauză, alt judecător va fi. Și ăla, să știți, că nu te judecă vreunul de la PSD. Ce se întâmplă în situația asta? El vine și zice, păi da, dar am luat aici interpretabil, nu-i clar. Ce faci? Ajungi la înalta curte, ăia nu sunt judecători? Dacă, de exemplu, va exista așa un fel de complot, să-l punem între ghilimele, sigur, al justiției, care se va cabra un pic, da, în fața acestor impostori care încearcă să pună România cu botul pe labe. Dacă, de exemplu, judecătorii corecți din România, care știu meserie, evident că există așa ceva, da, vor spune, măi, mai dă-i dracu cu legile lor. Și vor aplica ceea ce-i taie pe ei capul. Stați că până l-ai destitui și a începe procedura, e cale lungă. Dacă, de exemplu, rebeliunea lor va continua. Sigur că ăștia acum stau mulțumiți cu ciolanele în față și da, să vedem dacă îndrăznesc. Bă, și dacă îndrăznesc, ce poți să faci tu? Tu nu reprezinți legea, să avem pardon încă o dată. Tu ești un amărât de deputat, da? Un ăsta, purtător de lozinci. Un vierme, da, ce contează că te-ai strecurat acolo? Un Nicolicea, azi, care făcuse școala pe nicăieri, avea dreptul și că l-a făcut acasă. La Drobeta Turnul Severin, dar acasă a făcut el facultatea de drept. El este președintele comisiei juridice, Nicolicea, n-are niciun fel de studii de drept, de exemplu. Dar cum să modifice unul ca ăla legile justiției unei țări europene? Asta vă întreb, da? Nu veniți să-mi spuneți mie că nu-i legal. Păi și ce, asta e legal? Unul care n-a făcut dreptul, bă, l-a făcut la fără frecvență, cu niște note lamentabile de acasă și la Drobeta Turnul Severin, bă. Da? Facultatea de drept era o aripă a facultății Spiru Haret de la Drobeta Turnul Severin. Ăsta este președintele Comisiei Juridice în Parlamentul României. Da? Ce, asta vi se pare legal?
Haideți, bă, căcaților, că n-are nicio bază legală. Este un impostor care a ajuns acolo pentru că a avut niște prieteni. Asta e. Și aia erau la fel de proști ca și el. Că doar nu credeți că are un prieten intelectual ăsta. Bă, în condițiile astea ne putem aștepta și la reversul medaliei. Oamenii cu carte, oamenii cu știință, oamenii cu înțelepciune, cu bun simț, se vor alia și vor spune, mai lăsați, bă, cu ironie. Așa scrie, așa am văzut. Ți-am dat 25 de ani sau 20 de ani. Ce faci tu în condițiile alea? Unde te duci? În Europa? Crezi că o să te salveze aia? Știind cum sunt legile făcute în România? Deci stați un pic, că nu-i finalul aici. Hai să mai vedem un pic. Eu m-aș aștepta la o asemenea mutare, fără tam-tam, în discreție făcută. Da, când om ajunge la fața locului și ajunge în fața instanței, tu beton, tu hoțul, pungașul care...